Următorul punct al ordinii de zi se referă la procedura de atribuire pe perioada determinată a traseelor prinse în programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru perioada 2014-2020. Ultimele schimbări legislative privind autorități de gestionarea transportului județean, la momentul actual, traseele județene nu se pot atribui prin sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale operate și gestionate de Agenția pentru Agenda Digitală României, deoarece aplicația electronică trebuie reconfigurată. Până la soluționarea problemelor tehnice, Consiliul Județean pot atribui traseele județene pentru care unii operatori au realizat pe baza unei proceduri de atribuire aprobată prin hotărâre. Așadar, conform procedurii de atribuire, se va organiza atribuirea electronică acesta prin serviciu informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale de către Consiliul Județean. Vă supun spre aprobare acest proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii de atribuire. Cine este pentru? Mulțumesc, abținere, împotrivă, nu sunt. Următorul punct la ordine este referitor la regulamentul de organizare și funcționare a parcului de specialitate a Consiliului Județean. Așa cum l-ați dezbătut, l-a discutat în ședințele de comisie, s-a propus modificarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatul de specialitate a Consiliului Județean prin punerea în acord cu actuala structură organizatorică. Menționăm că, potrivit prevederilor legislative și a codului administrativ cu completările ulterioare, regulamentul de organizare și funcționare se aprobă de către Consiliul Județean la propunerea președintelui. Dacă sunt discuții, intervenții la acest proiect, dar nu vă supun spre adoptare proiectului de tot privind modificarea regulamentului. Cine este pentru? Abținere, împotrivă, nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi se referă la regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de protecție a plantelor Bacău. În Comisia de Cultură, da? În Comisia de Cultură au fost câteva observații care s-au ținut cont de ele și materialul astăzi la mapă este prezentat în forma completată în urma dezbaterii în cadrul comisiei. Așadar, vă supun spre aprobare regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de protecție a plantelor Bacău prin punerea în acord cu noua structură organizatorică și actualizarea atribuțiilor, competențelor și responsabilităților fiecărui compartiment de specialitate. Cine este pentru? Abținere, împotrivă, nu sunt. Următorul punct al ordinii se referă la organigrama și statul de funcții la Spitalul Județean de Urgență și modificarea statului de funcție la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean. Această modificare se referă la desființarea două posturi vacante de îngrijitor, un post la Centrul de Sănătate Mentală și un astfel medical principal la ambulatorul integrat Spitalului Pavilion Pediatriei Cabinetul de Explorări Funcționale și a unui post de asistent medical generalist la laborator explorări funcționale. De asemenea, se înființează un post de kinetoterapeut principal la Centrul de Sănătate Mentală. Prin adresa de la Filarmonica Mihai Jura, instituție în subordinea Consiliului Județean, modificarea solicitată a fost în transformarea gradului profesional a unui post de impresar artistic la comportamentul popularizarea spectacolului, gradul 1. Gradația 1A, în vederea promovării personalului contractual în gradul profesional imediat superior, cu mențiunea că această propunere are în vedere cadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Cine este pentru? Abținere, împotrivă, nu sunt. Următorul punct al ordinii se referă la aprobarea contractării unei finanțări avansabile interne în valoare de 100 de milioane de lei. În conformitate cu
legislația finanțelor, legea finanțelor publice locale 973-2006, cu toate modificările și completările ulterioare, Consiliul Local, Consiliul Județean, după caz pot aproba contractarea sau garantarea de conducturi interne, ori externe pe termenul scurtului mediu și grup pentru realizarea de investiții publice de interes local, precum și pentru refinanțarea datoriei publice locale. Este vorba de nota de fundamentare transmisă de Serviciul Public Județean de Drumuri, înregistrată la Consiliul Județean, prin care se solicită asigurarea sursului finanțare pentru finalizarea obiectivelor de investiții de interes local în curs de execuție și în urma analizei programului de investiții multianual. Este vorba de strategia de dezvoltare durabilă a județului, este vorba de portofoliul de proiecte. O parte din ele au fost realizate dintr-un bugetul propriu al Consiliului în fiecare an, așa cum ne-am prins în bugetul aprobat anul trecut, am reușit să turnăm doar cu voarea asfaltice pe aproximativ 60 de km, iar anul ăsta 130, numai din bugetul propriu al Consiliului Județean, în afară de celelalte drumuri județene în care s-a obținut finanțare prin finanțarea la Guvernul României prin Programul Național de Dezvoltare Locală sau cu finanțarea rambursabilă de la Uniunea Europeană. Pe lângă acestea, ne-am pregătit o serie întreagă de obiectivi de investiții majore, care sunt în diferite stadii de derulare, unde sunt astăzi în licitație. Noi am alocat sume necesare, dar pentru a le pune în operă, pentru diferența la fiecare obiectiv de investiții, este necesară un mod pentru a continua aceste investiții. Așadar, e vorba de câteva obiective importante și trebuie să le dăm în citire. Drumul județean 152 e funcurent din Foren. Reabilitarea și modernizarea drumului județean despre Neamț, Valea Mare, limită județ Neamț, Lipova, județ, limită județ Vaslui, 17 și 724 de kilometri. Modernizarea drumului județean 117, care se află, care s-a terminat licitația, se află în faza de proiectare. Reabilitarea și modernizarea drumului județean 156 de Plăgești, Băsești, drumul județean 118 B, Strungari, Chitiș, drumul județean 141A cu ziduri de sprijin, drumul județean 206 de Parapa-Rădoia. Cam astea sunt obiectivele pentru care se impune contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100 de milioane. Ratele scadente aferente împrumutul contractat, dobânzile și comisioanele datorate de se prevăd și se suportă din bugetul local în urma licitației. Dar e documentul prin care se încheie un acord de garantare prin venituri, trebuie registrat atât la județul Bacău cât și la împrumutător. Așadar, ați dezbătut acest material în comisiile de specialitate, ați cerut lămurile suplimentare de la direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean. Trebuie să mai menționez, gradul de îndatorare este sub limita de 30% de media medică a veniturilor proprii, luând în considerare creditele în derulare, conform prevederilor legii finanțelor publice. Deci, propunem contractarea unui credit în valoare de 100 de milioane de lei cu maturitate de 20 de ani, dacă sunt intervenții. Domnul Teaga. Vă rog. Solicitam atunci pe parlamentarul PSD
să susțină amendamentul de la Senat, prin care cotele de contracte care reveneau unităților administrative teritoriale, ca județelor și comunelor și orașelor, să fie de 100% pentru a contracara o mișcare a guvernului Tudose. Atunci s-a redus cota de impozitare de la 16 la 10, pe care mi-am salutat, este era bună, pentru că spuneam noi, era un sprijin pentru firme și banii firmelor sunt mai bine cheltuiți de cei pe care îi cheltuie statul, dar în același timp a diminuat și cota de facturare pentru județe. Era 30% pentru prevenirea județului din impozitul pe venit, s-a redus la 110,25. Această reducere s-o contează atunci ne costa 5 milioane de euro, 46 milioane de euro. Era o economie. Așa. Aproximativ, nu foarte precisă, dar destul de elogiată. Acei bani, dacă i-am trecut acolo, mi-am împrumutat. Împrumutându-i, avem costuri prea rogă și din istorie motive. Dobânzi, de suportăm, de suport de cetățenii Bacău. Iată cum putem măsura eroarea politică. Acum revenim la proiect. M-am bucurat că am văzut pe printre obiective de investiții care se propune a fi realizate cu aceste bani de împrumut. M-am bucurat că am văzut drumul județean 206.000 Pahala Rădoare. În lecția de motive mi se spune unde găsesc indicatorii tehnico-economici a acestui obiectiv. Eu nu mi-am inteam să fie discutat niște indicatori despre acest obiectiv. Aleg la hotărâre de Consiliul Județean 67 din 2019, respectiv 200 din 2019. Și ce găsesc? Găsesc la anexa 6 din 1 la hotărârea de Consiliul Județean 67 din 2019, la poziția 8, documentație tehnico-economică și cheltuieli conexe la obiectivul modernizare DJ206, parava de pare, 130.000 de euro. Atât. Nu ne expunem în continuare, pentru care se solicită, prin care se solicită împrumutul. Văd la acest obiectiv 20 milioane. Ar fi nevoie. De unde sunt aceste 20 milioane? Nu știu. Mai bune, nu mai am și la celălalt obiectiv. 250 proiecte, un proiect. În proiectul de hotărâre, în indicatorii tehnico-economici, mi se spune că ne costă 34.100.000 de lei. Noi cerem prin proiect astăzi ce 20 milioane. La DJ100, la 241 ce? În loc de 18 milioane, ce 10 milioane. La DJ117, în loc de 21 milioane, ce 10. Și tot așa. Suma, dacă mergem pe indicator care am aprobat, ne-ar trebui 137 de milioane de lei ca să realizăm acest obiectiv. Noi cerem mai 100 de milioane. Cine suportă această diferență? Nu știu. Nu se spune nimic. Da. Revenim la drumul 206. Ați fost la comisie? Am fost la comisie. Și cine ați cerut toate informații? Nu știu. Vă rog, în plen, la comisie, cele mai mici informații
mai iarnă să facem nimic. Stați nu știu. Nu. Apar așa în viraj, pentru că vreau că pe e vreau că nu este care nu știu de mâna de aici. Și comandarea unui proiect în studiu de vestabilitate pentru reabilitarea și mobilizarea drumului 206, de via 206 de integrat de la Rătăciun până la Onești. Nu așa târziu. Mai facem 5 km la Înțelăbuia și Parava. Am asfaltat 5 km în vara asta, mai asfaltăm de când. Hai să facem lucruri serioase. Împrumutăm banii pentru proiecte serioase, pentru proiecte care servesc comunității. Ce ați făcut cinci comunități asta aici, eu aș spune așa de mai grav, este cum sunt psihologi, cum captați benevolente, adică aveți necesitați de mâință. Asta s-am pus-o și asta de la Parava, poate îl aprobați pe. Nu, proiectul de retras, refăcut, făcut studiul de vizabilitate și statistic din datorii tehnico-economici pentru drumul de Dăciun Onești și după aceea vine cu proiectul și îl aprobăm. Domnule, mai rog, da, sunteți într-o eroare, păcat că ați fost în, ați fost și la dezbatere, ați făcut parte și din grupurile de lucru atunci când am creionat, atunci când am fundamentat strategie de dezvoltare a județului și în care există un capitol separat de un portofoliu de proiecte. Și în funcție de, de ceea ce a ieșit, este nevoie reală ieșită din teren, de la comunități, din dezbaterile cu primarii, din dezbaterile cu societatea civilă, din dezbaterile cu aleșii, din dezbaterile cu toate instituțiile avizatoare, din dezbatere cu toți cei care ar fi putut și de asemenea a fost o perioadă destul de lungă în dezbatere publică în care în ultimul moment mai trebuia să vină cu toți ori. Să știți că am ținut cont de toate acestea. Sigur că am făcut un plan, acesta este un plan multianual. Vis-a-vis de ceea ce spuneți dumneavoastră, e păcat, dar trebuie să recunoaștem. Nu cred că bugetul Consiliului Județean anul trecut și anul acesta și noi am aprobat atâtea investiții. Deci a fost net superior. Tocmai datorită acestor măsuri luate de către guvern, prin care mult mai multe venituri au venit la bugetul local. Eu mă refer acum, noi discutăm de Consiliul Județean. Și la Consiliul Județean, doamna director este aici, bugetul a fost mult mai generos față de ceilalți ani, tocmai prin această gândire referitor la cotele care reveneau Consiliul Județean. Acum, dumneavoastră ați spus așa, am urmărit și am văzut obiectivele cuprinse pentru care se solicită bună drumul și este o diferență între 100 și 137 cât le-ați adunat dumneavoastră. Eu zic că cred că suma este mai mare. Dar, diferent, tocmai asta este. Acei 37, 40 de sunt, noi avem acești bani pe care i-am alocat și urmăresc aceste obiective ca să începem, pentru că acest împrumut nu se va întâmpla peste o săptămână, două sau o lună. Va dura 3, 4, 5 luni, va avea o licitație. Nu știm cât va dura, dar până atunci noi avem alocați banii necesari. Toate aceste obiective sunt în diferite etape. Unde s-a finalizat licitația, unde sunt în licitație. De după care urmează certificatul de urbanism, autorizația de avizele, autorizația de construcție și așa. Suficient timp, dacă ne mișcăm repede, că s-ar putea să ne prindă primăvara așa, dacă ne mișcăm suficient timp ca primăvara, dacă așa să ne apucăm de treabă. Eu cred că fiecare își face o planificare. Nu poți să o faci, nu știu, n-aș vrea să folosesc un cuvânt care nu este, să o facem așa cu genul, până hai să vedem ce facem acum, au venit, nu știu, din ce comunitate, ne apucăm de săptămâna viitoare sau la noi, e exclus să facem, știți foarte bine cum se poate. Și mai înainte a venit domnul Mihai Cărbu cu acel proiect, care a venit târziu, este adevărat. Și am spus, este un cadru legal, nu este niciun fel de supărare. Puteți insista, nu să vă supărați. Veniți cu următorul an, veniți cu un proiect pe 350. Deci, despre asta vorbim. Este o planificare, ce ați vrea acum? Să stăm așa cu oameni, să ne prindă, să așteptăm, să aprobăm bugetul și după aceea să constatăm că la mijlocul anului viitor, sau, mă rog, în septembrie, noi nu mai avem bani pentru a continua să facem atunci demersuri. Și, de asemenea, istoric vorbim,
Consiliul Județean și-a asumat și-a făcut niște investiții pentru modernizarea aeroportului. Cu împrumut. Știți foarte bine cu împrumut. S-a finalizat terminalul, s-a finalizat toate cele de conexie, s-a finalizat și parcarea primăvara acestui an și decizia Comisiei Europene de a recupera acești bani pe care noi am investit, prin care ne-am dat ajutor de stat, a venit abia în mai anul trecut și abia anul acesta, prin demersurile făcute, au intrat 14 milioane care se văd la ora asta, nu, dar am venit 14 milioane de euro, pe care i-am returnat și am achitat creditul la CIP. Deci, iată, știi, diferența am mai să mă deci, dar ne-am încercat, am mers să eu cred că politica Consiliului Județean în ultimii ani de zile, făcând așa un bilanț, cred că a fost bună ca și strategie. Pentru că trebuie să găsești surse de finanțare și acolo unde ai proiecte maturate, obiective de investiții maturate, trebuie să faci și acest pas. Și eu o spunem acum, că practic dobânzile astea o să vedem în urma licitației la ce dobânză și pe 20 de ani. Dacă mai sunt alte intervenții. A trebuit să fac aceste precizări pentru că erau necesare. De asta apare această diferență. Dar și înțeleg. Vă înțeleg punctual. Numărul 206 de ani. Ce se face cu el? De unde această vorba pe 20 de ani? Când am aprobat în acest indicator? Domnul Oteanu, de ce am spus că în comisii trebuia să cereți? Ne-a să credeți că am acum și acest dacă eu apru de la trebuie să trebuie să trebuie comisie până astăzi apru ceva care este în interesul comunității, nu mai spune că astăzi sunt comisie. Păi stai să eu vă întreb, de unde este această cifră? 20 de milioane pentru 206 de bine. Când am aprobat în așa se spune acolo, indicatorii tehnicului unice au fost aprobați prin hotărârea 67 din 2019 și 200 din 2019. Când am aprobat în asta singura mențiune este în privitoare la un studiu, da? O documentație tehnico-economică de cheltuieli și cheltuieli conexe în anexa 6.1 de la hotărârea 67. Care este de 130.000 de lei. Ok, păi aia e documentația, cred că documentația tehnico-economică a păsat, deci, dar nu ne angajăm pentru că dumneavoastră ce ți-a fost chestia. Eu mă bucur la cine asta, acest lucru, da. Dar vreau să fie modernizat în integralitatea lui, pentru că nu se trece în lumea pe care nu ajută cu nimic comunității de care neagă. Și după aceea, după ce s-a realizat acest indicator de economic, venim cu proiectul și cere să pun. Asta este și cel mai. Bine, mulțumesc. Și vreau să știu în această întrebare, asta e ce din urmă, să știți. Ceea ce se întâmplă, ce se află, minciunea care se făcut acolo. Pentru cei care n-au studiat, este probabil să nu votează ca și cum ar fi real ceea ce se spune. Ce se menționează în proiect. Nu este corect. Nu venim în fața noastră cu chestiuni care nu sunt fundamentale. Arătați-mi unde s-a aprobat, câți și unde s-au aprobat acești indicatori de economie. O să rog pe domnul administrator public să chestiuni tehnice să mă ajute și să intervin. Vă rog, uitați la microfonul. Da, mulțumesc. Păi este foarte simplu. Nu știu, n-am citit în proiectul de hotărâre că aprobăm indicatorii tehnici la vreun obiectiv de investiții. Noi aprobați contractarea unui împrumut. Dacă a studiat, cum ne-a spus mai devreme că a studiat legislația în domeniu, poate asta citi și ordinul ministrului prin care spune că împrumuturile se aprobă și pe baza unor note de fundamentare, nu neapărat pe baza unor indicatori tehnico-economici. Într-adevăr, derularea obiectivului se face prin aprobarea indicatorilor tehnico-economici și vă asigur că în următoarea perioadă veți avea la mapă și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv. Mulțumesc pentru precizări. Mulțumesc, domnule administrator, într-adevăr. Atunci vreau o notă fundamentală. Ce vi-a menționat acolo? Conform notei fundamentale. Nu pot să le reconsiderăm. Haideți să nu transformăm
Este invocată. Vă rog să spuneți la... Este invocată. Mă scuzați, este invocată nota de fundamentare, cum a spus domnul președinte în expunere, este acea adresă din partea serviciului public de țel de drum, care este invocată la, la mapă, este număr de înregistrare. Nu vă faceți probleme, nu greșim cu nimic, nu facem ilegalități la Consiliul de Țeană. Noi facem doar legalități și avem o gândire corporatistă. Iar vis-a-vis de ce astăzi dumneavoastră, care ați intrat, știu că sunteți un film cunoscător, dacă permiteți domnul președinte, știți ziarul financiar, ați văzut că și domnul guvernator a recomandat să, să ne împrumutăm pe piața internă, nu pe nu în valută, creditele sunt ieftine. Păi ce să facem noi dacă Consiliul Județean are datorii doar de 20 de milioane de lei? Pentru că suntem corporatiști, avem o gândire corporatistă, împrumutăm, dezvoltăm, dăm înapoi, împrumutăm, iar dezvoltăm, iar dăm înapoi. Îmi cer scuze. Iar vis-a-vis de ce spuneți dumneavoastră, în 2017, guvernul Tudose a modificat hotărârile de farmate, mințiți prin omisiune, mă scuzați că vă spun așa, a modificat toată formula de calcul. Iar Consiliile Județene, dacă luați bugetul din 2016 încoace, în fiecare an a primit din ce în ce mai mulți bani. Îmi cer scuze că vă contrazic, dar ăsta e adevărul, pare rău. Eu propus să încheiem, am făcut mențiunea asta, domnul Oteanu, nu mai nu transformam asta într-o polemică și nu vorbesc numai dumneavoastră. Dacă mai este altceva care trebuie să ia răspunsul, vă rog frumos să luați din timpul celorlalți colegi. Vă supun la pot. Mulțumesc! Vă spun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Vă rog, secretarul tehnic. Abține-te! Împotrivă! 10 voturi împotrivă din partea colegilor noștri consilieri județeni PNL. Bine, știut că se vor realiza aceste obiective cu sprijinul cui s-au realizat. Următorul punct al ordinii de zi se referă la stabilirea măsurilor educative prevăzute la articolul 4 cu modificări și completări de dorat care să însoțească distribuția de fructe și legume, cât și distribuția de lapte și produse lactate. Este vorba de prevederea acestei legislative și de măsurile educative pe care noi, an de an, trebuie să le aprobăm. Consiliul Județean s-a adresat comisiei. În cadrul comisiei s-au făcut completările și s-a transmis procesul verbal al comisiei, în care toți membrii declară că sunt de acord cu propunerea făcută de Consiliul Județean, în sensul că distribuția, să se facă întregul de distribuția de fructe și legume, cât și distribuția de lapte și produse lactate, în perioada cursului anului școlar 2019-2020. Acest lucru se întâmplă astăzi, s-a finalizat licitația, s-au terminat și perioadele de contestații. Este adevărat că o lună întârziere la lapte și corn, dar astăzi se distribuie în întreg județ. Dacă sunt intervenții, dacă nu vă supun aprobarea măsurii care cine este pentru. Mulțumesc. Abține. Împotrivă, nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi e vorba de modificarea hotărârii Consiliului Județean privind acordarea unui drept de folosință
utilul gratuit asupra unor corpuri ale unei clădiri în proprietate publică a județului, situată în Onești, strada Adrian Popescu numărul 1, în favoarea protoierii Onești. Este aici prezent și Părintele Protopop de Onești, domnul Bărgoanu, Părintele Bărgoanu, pe care îl salutăm și vă rog să binecuvântați această ședință într-o zi de atâta încărcătură spirituală, Părinte, poate să mai potolesc Părintele aici în partea unor colegi. E vorba de prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a corpurilor de clădiri anterioare menționate și solicitarea a venit de la o perioadă de 20 de ani și a fost solicitarea pentru 25 de ani, pentru o perioadă mai îndelungată. E vorba de pavilioanele 2 și 3 a clădirii, fosta clădire iată din Onești. Și următorul, o să supun ăsta la vot, pentru că și următorul punct are legătură, este tot, este un alt corp de clădire, tot cu același, cu aceeași majorare a perioadei de dare în folosință a pavilionelor vizate de la 20 la 25 de ani. Deci acum votăm pentru pavilionele 2 și 3 ale clădirii din Onești, fost clădirea. Cine este pentru? Împotrivă, abținere nu sunt. Următorul punct al ordinii se referă la celălalt corp, pavilionul 4, cu aceeași solicitare de a aduce perioada de la 20 la 25 de ani. Cine este pentru? Mulțumesc, abținere, împotrivă, nu sunt. Părinte, protocolul ar fi pentru și vă rog dacă vreți să spuneți două cuvinte. Două vorbe pentru că sunt cele mai frumoase. Vă mulțumesc frumos din suflet, în numele Arhiepiscopiei Roman și Bacului, a Plătoirii Ionești, vă mulțumesc frumos tuturor, domnule președinte, ajuns cu de la adresez dumneavoastră, cei care m-au ajutat din corpul administrativ, distinsa doamnă secretară, vicepreședinții, domnule Enel, domnul Adrian, dumneavoastră, doamnelor care sunteți în aparatul administrativ și, bineînțeles, în primul rând, consilierilor, de la PSD, de la PNL, din toate partidele, de la ALDE, vă mulțumesc frumos. Vă spun acest lucru pentru că este un lucru de importanță deosebită și am spus-o și repet, vă invităm. Spre exemplu, astăzi eu am întârziat, dacă ați văzut câteva minute, că am fost interesat de acest proiect pe care l-ați dezvoltat în prima parte. Noi avem 74 de copii orfani în Onești, pe care dumneavoastră, prin amabilitatea pe care ne-ați dat-o, îi hrăniți. Noi le oferim mâncare, le oferim tot ceea ce ține de lucrul mâinilor noastre, dar clădirea, chiar dacă este pe 25 de ani la noi, totuși aparține de comunității județului Bacău. Nu uităm acest lucru și vă mulțumim pentru faptul că ați avut în vedere și mulți dintre dumneavoastră recunosc poate câteodată prezența noastră ca propriu pe Facebook este, să zicem, poate arată ceea ce se face și ne sprijiniți prin cuvintele dumneavoastră. Să știți că acțiunile de tineri, numai anul acesta, poate au mai fost și 2-3 copii care s-au repetat, dar din ceea ce privește toată jurisdicția Plătoierii Onești au fost aproape 3.000 de tineri care au beneficiat de aceste, să spunem, daruri pe care le-am putut oferi în sensul spiritual al cuvântului prin Plătoierii Onești. Nu puteam face acest lucru fără acest sete. Aș vrea să revin la punctul 1 pe care l-ați avut pe ordinea de zi să vă spun că sunt reprezentantul arhiepiscopului nostru Ioachim, vin de la Onești la un moment și ceremonial religios militar unde parte din dumneavoastră și participat și vreau să vă spun că acolo a fost o manifestare frumoasă. Dar în 2018, pe 24 mai, s-a ridicat un monument pe care se scrie foarte frumos împreună cu o comisie pe care am avut-o, parte și din dumneavoastră, sunt și din Consiliul Liberal și PSD, din acolo și alte, toți au votat pentru acest monument s-a ridicat și, sincer să vă spun, este făcut cu multă responsabilitate din piatră, se scrie foarte frumos pe aici, se trece liber. Vreau să știți că
sugestie la Oricu, sugestie la Dăfrean, că va fi la Coșa sau în altă locație, este practic o reabilitare a zonei noastre, pentru că Mărășeștiu, în momentul în care a ridicat acel monument, după cum știți foarte bine, au fost niște facilități din punct de vedere cultural, ministrul culturii era din zonă. Dacă Dumnezeu va ajunge și faceți acel lucru și să știți că rămâneți în istorie cu toți, dacă vor fi trei, va fi și mai bine. Eu sunt foarte bucuros ca unul care am participat la aproape toate manifestările. Ultima dată a simțit fântâna lui Ferdinand de pe 24 octombrie, la care și dumneavoastră, mare parte, ați auzit să v-ați participat. Eu vreau să vă mulțumesc frumos pentru ceea ce faceți pentru român, că practic cu toți suntem români. Astăzi, în ziua Sfântului Apostol Andrei, Apostolul României, să vă spun că sunteți binecuvântați de Dumnezeu să trăiți în an centenar. Pe 20 octombrie 2020 ne închide această perioadă centenar deschisă pe 16, pe 15 august la noi, la Băiana Seară. Și vreau să vă spun că de conflictul care s-a întâmplat, sau poate nu este conflict, dar să spunem, discuțiile care au fost pe seama Cimitului din Valea Uzului, personal am putut să le evit cum. Sunteți parte integrantă aici, am avut aceleași discuții, m-am întâlnit și cu partea maghiară-ungară, m-am întâlnit cu toate ceilalți reprezentanți și am hotărât așa, să se numească Cimitir Internațional și când venim noi la Sfântul să nu vină ei și invers, și atât că nu avem nicio problemă la Băiana Seară, deși știți foarte bine că acolo vin și cetățeni de etnie maghiară și nu ne deranjează cu nimic. Fiecare își cinstește eroi pentru că vrem pe fiecare avem eroii noștri. În sensul acesta, aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru invitația domnule președinte și dumneavoastră, să vă rog în mod deosebit că a fost o discuție, nu s-a concretizat, nu aș spune în luna ianuarie că sunteți foarte ocupați, în, poate nu sunteți, în luna februarie v-aș invita să faceți un consiliu local și în sediul unde avem noi acum locația și să participați, să vă oferim și acolo un ceai, o cafea și ce este de folos prin grijă a celor care compun această protuberie, nu numai preoții, dar și credincioșii pe care dumneavoastră îi cunoașteți foarte bine și pe care îi slujiți și dumneavoastră ca așa. Vă mulțumesc frumos! La mulți ani, România! Mulțumim, Părinte, la mulți ani! Dar vă mulțumim pentru invitație, așa este, ne-am făcut invitația Părintele Procopov. Sper, într-o ședință viitoare, să mergem și să ținem o ședință de Consiliul Județean în cadrul Procurăriei, fost o leagă de copii onești și să vedem ce a reușit să facă Procurăria acolo. Și iată, o parte din proiectele aia numerate aici cu copiii orfani din zona Onești și cu proiectele privind proiectele educative și legate de copii și de tineri din zona Onești. Vă felicităm pentru tot ce faceți acolo. Aveți în continuare tot sprijinul nostru, așa cum l-ați simțit și până acum, și să vă ajute Dumnezeu în tot ceea ce faceți. Noi mergem mai departe cu următorul punct al ordinii de zi la punctul 11. E vorba de realizarea unui obiectiv de investiții, reabilitare și modernizare de drum județean 252C Tătărești-Corbasca. Este drum județean cu finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, se află acum în faza de proiectare spre final. Este necesară încheierea unui acord de parteneriat privind colaborarea dintre județul Bacău și administrația națională de apă conform memorandumului aprobat de Guvernul României din 7 decembrie 2019. Despre asta e vorba, vă supun spre aprobare parteneriatul dintre județul Bacău și al ASPR. Cine este pentru? Mulțumesc, abținere, împotrivă, nu sunt. Următorul punct al ordinii se referă la plata cotizației către Asociația Secretarilor Județei din România pentru anul 2018 și 2019, vorba de 500 de lei pe an. Și ea a rămas nestimată din anul 2017, și este pentru. Mulțumesc, abținere, împotrivă, nu sunt. Punctul 13.
Este vorba de echipamentele de precolectare a deșeurilor solide concesionate de SECI compania Lompres, ADIS-ul, cât și Consiliul Județean prin compartimentul de specialitate, au primit din partea 12 UAT-uri, adică de la Negri, Parincea, Burlești, Podutucuri, Răchitoasă, Tătărești, Bărsănești, Căiți, Buravăie, Târgu, Brotoș, Pârșor, Podut, din area de deservire a operatorului de transport, solicitări cu privire la suplimentarea numărului de pubele aducat anterior, iar la această dată operatorul de colectare deține număr de pubele suficient pentru a fi rezolvate toate cererile primite până la acest moment. Despre aceasta este vorba și trebuie să hotărâm în Consiliul Județean. De ce ne sunt redistribuite acele unități rabinare de servire a operatorului care au solicitat suplimentarea numărului de pubele alocat anterior în baza cererilor primite de la populație pentru a să desfășura bunii condiții acreditate de colectare de deșeurilor. Așadar, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean din 2015 privind concesionarea echipamentului de colectare și transport a deșeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun, e vorba de SMID, care l-am implementat. Cine este pentru? Domnul Grițcu, vă rog, o mică intervenție. Da, da. Dați microfonul. E corect. O scurtă intervenție pe acest subiect. Subiectul ține o comportare, proiectul de hotărâre comportă discuții suplimentare, dar am văzut lista cu echipamentele achiziționate prin proiect și acolo figurează un număr foarte mare de pubele, 20.000 de pubele pentru biodegradabile. Și un lucru foarte bun că există. La un proiect similar anterior, am avut intervenție și am spus că ar fi necesare și programe de informare, ca oamenii să înțeleagă foarte bine cum funcționează acest sistem și de unde derivă costurile, pentru că e un sistem care presupune costuri foarte mari pentru comunitățile locale. Practic, ce vreau să spun este că, nu știu dacă au fost programe de informare, cel puțin la mine nu a ajuns niciun fel de material privind tipul de deșeuri, destinația și costurile asumate. De ce fac aceste precizări privind deșeurile de biodegradabile? Pentru că, de regulă, toată lumea abordează deșeurile reciclate, care pot fi valorificate direct, mai ușor, și scap costurile de sistem. Dar deșeurile biodegradabile, din toate studiile efectuate privind compoziția generală a deșeurilor, constituie undeva între 50-60% din totalul masei de deșeuri. Deci este foarte important ca noi să avem o politică de a scoate aceste deșeuri biodegradabile din depozitare. Costurile fiind foarte diferite și menționez pe tarifele de depozitare. Dacă pentru un kilogram, pentru o tonă de deșeuri biodegradabile, nu știu, poși de pepe, dar tot frunze și alte deșeuri de acest gen, se plătesc 30 de bani pe tonă, dacă aceste deșeuri se regăsesc în menaje, plătim 60 de lei pe tonă, la care din anul 2020 se adaugă 80 de lei, economia circulară, la care se adaugă acea penalitate la fondul de 50 de lei, dacă nu sunt depozitate pe confort, și costurile cresc foarte, foarte mult. De asta zic, ar fi bine, știu că și luni este o adunare generală la ADIS, să se discute, să se găsească o abordare pentru aceste deșeuri biodegradabile, care reprezintă, așa cum am spus, peste 50% din masa de deșeuri și nu sunt abordate în niciun fel, nici de proiectul cu Lompres, nici de Bacău și 22 de comune, unde avem o procedură de atribuire și, din păcate, acea procedură de atribuire care vizează o cantitate de aproximativ 60.000 de tone de deșeuri, din care pe urechi vreo 30.000 sunt biodegradabile, noi avem pe proiect aportând doar vreo 200 de tone de deșeuri biodegradabile pe an. Aceste deșeuri biodegradabile, mai spun încă o dată, ridică foarte mult costul sistemului de gestionare a deșeurilor, dacă nu ajung și nu sunt colectate așa cum trebuie. Și sistemul, din punctul meu de vedere, nu le-a abordat așa cum ar trebui ca să reducem și să devinem aceste cantități de depozitare. Da, foarte bună intervenția. ADIS-ul are această preocupare și această abordare este o abordare care ne privește numai pe operatori și pe
jurnalist, fiecare reprezentant, până la fiecare cetățean de a înțelege și de a accelera cumva această activitate de informare a populației și de a înțelege că prin separarea și selectarea deșeurilor reciclabile de cel biodegradabil și de cel menajer este până la urmă în ține foarte mult de buzunar nostru, de a scoate mai puțin bani din buzunar și de a plăti. Spre asta trebuie să tindem. Umblăm acum, sigur, am depășit niște momente critice la adis și știm asta cu toții. Acum, cred că trecem într-o altă etapă, într-o etapă în care să punem accent pe calitatea serviciului și de a îmbunătăți. Sigur, sunt etape și fiecare etapă are câțiva pași de făcut, dar cred că totul depinde de fiecare dintre noi în care să putem accelera, inclusiv operatorii care sunt astăzi în contract cu Adis. Da, foarte bună intervenție, așa este și expertiza dumneavoastră aș vrea să-și spună cuvântul în tot ceea ce facem la Adis. Da. Presiunea este de mare la Adis pentru că primăriile au delegat către Adis. Da, așa este. Foarte mult. Pune și la zicem că doar notificările de plată și este de bine că Adisul este strâng în calcul. Faptul că pentru anul 2020 targetul de deviere de la depozitare este în 60%. Deci, practic, pentru fiecare parte din 100 de tone produse, doar 40 de tone de deșeuri trebuie să se depoziteze pe groapă. Restul 60 de tone trebuie să fie valorificate prin instalații de reciclare sau de compostare. Este un target foarte greu de atins. Dar nu e imposibil sistem. Nu e imposibil. Va pune presiune financiară foarte mare pe sistemul în viitorul apropiat. Este bine să aportăm sistemul în special pe fracția asta de deșeuri degradabile, care, așa cum a zis, e o fracție semnificativă peste 50%. Domnule, asta este o perioadă de tranziție. Încercăm să găsim și surse de finanțare, să atragem pe alte proiecte, tocmai să completeze ceea ce am făcut noi trei zile. Mulțumesc! Dacă mai sunt intervenții, dacă nu vă supun spre aprobare concesionarea echipamentului de colectare și transport a deșeurilor, așa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc, abținere, împotrivă, nu sunt. Rectificarea bugetului e de venituri și cheltuieli. Doamna director este aici, vă rog, o sinteză, un microfon, dacă îi dați, doamna director Mica. Vă rugați microfonul. Mulțumesc. S-au rezolvat problemele tehnice. Se pare că nu. Da, mulțumesc. Deci această rectificare de buget survine în urmarea analizei funcției bugetare la data de 30 octombrie și ținând cont de propunerile ordonatorului principal de credite și a unor ordonatori terțiari de credite. În speță, s-a propus ca economiile înregistrate în derulare execuției bugetare de la capitolele bugetare 51, 54 și 80 de la Consiliul Județean să fie disponibilizate și în contrapartidă suplimentarea capitolului bugetar 84 transporturi la serviciul public județean de drumuri pentru întreținere drumuri cu suma de 4.127.000 de lei. De asemenea, se propune o rectificare de buget la Spitalul Județean de Urgență, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli și o rectificare a bugetului serviciului public județean pentru promovarea turismului ca urmare a majorării veniturilor proprii cauzate de încasările acestui serviciu și majorarea corespunzătoare a părții de cheltuieli. Detaliere influențelor asupra veniturilor și cheltuielilor sunt prezentate la anexă de la proiectul de hotărâre. Mulțumesc! Da, mulțumesc dacă sunt întrebări existite pe marginea acestui material, dacă nu vă supun la vot, ce este
cel de-al cincilea ultimul proiect de astăzi. Este vorba de inițierea unui proiect de cărți, dar administrarea suprafeței de 9.322 de metri pătrați. Teren este vorba de investiția pe care noi o facem acolo, la aeroport, modernizarea pistei și comarea de mersuri privind expropierea publică, terenul suprafață de 9.390 de metri, având numărul cadastral 84.680, se află în proprietatea județului Bacău și face parte din domeniul public al acestuia. Iar pentru finalizarea proiectului fi necesar ca terenul să se afle în administrarea Regiei Autonome. Pentru asta am venit în fața dumneavoastră, așa că vă supunem spre adoptarea proiectului de hotărâre privind darea în administrare la Regia Autonomă Aeroportului George Bert, prin restul din Bacău, asupra vieții de 9.392 de metri pătrați, teren cu numărul de stat care l-am menționat. Dacă sunt în teoria, dacă nu vă supun la vot, cine este pentru? Stimați colegi, am ajuns la final, vă mulțumesc, vă doresc o zi frumoasă în continuare, Sfântul Andrei și să fiți binecuvântați.